Bună ziua și bine v-am găsit la dezbaterea Euronet Plus, studiul în străinătate, desfășurată sub genericul Colțul Cetățeanului, aici la sediul Parlamentului European din Bruxelles. Este o dezbatere organizată de Radio România Internațional, parte a Societății Române de Radiodifuziune. Nu uitați că discuția poate fi urmărită pe site-ul Euronet Plus și pe profilul de Facebook Euronet Plus Oficial. Ne puteți adresa, bineînțeles, întrebări și comentarii pe profilul de Facebook și pe cel de Twitter Euronet Plus Oficial. Sunt Luana Pleșa, iar invitații mei sunt de la stânga la dreapta. Să începem, doamna Minodora Crivetti din partea Socialiștilor și Democraților Europeni, domnul Liviu Hopârtean este reprezentantul cetățenilor acum în prima parte a discuției, este președintele Artis, Casa de Cultură Belgo-Română, și domnul Marian Jean Marinescu din partea Popularilor Europeni. Bine ați venit la discuția noastră. Vine acum și doamna Renate Weber din partea grupului ALDE din Parlamentul European. Prima mea întrebare este adresată tuturor invitaților. Dacă ați fi acum studenți, ce opțiune ați face? Să studiați în România sau în străinătate? Apoi, ce gen de ofertă educațională v-ar tenta și de ce? Cine vrea să înceapă primul? Pot eu? Vă rog frumos, domnul Marinescu. Eu aș studia tot în România, pentru că aș face exact același lucru, aeronave, și facultatea de aeronave din București este foarte bine văzută peste tot și pregătește ingineri foarte buni. Dacă m-ați întrebat personal, pentru alte profesii s-ar putea să fie alte opțiuni. Dacă m-aș face medic, de exemplu, aș putea să studiez în Craiova, în România, nu peste tot, nu chiar la toate facultățile de medicină, sau, eu știu, alte profesii. Deci depinde foarte mult, după părerea mea, de drumul pe care vrei să-l iei. Pentru că există în România foarte multe universități foarte bune pentru anumite direcții de studiu. Există, bineînțeles, pentru că nu poți fi perfect în orice, există și direcții de studiu în care poate în România se învață mai puțin decât în altă parte. Dar nu v-ați gândi măcar pentru o scurtă bursă, să spunem, dincolo de granițe? În Europa sau în altă parte, nu știu. Da, există această posibilitate. Întotdeauna e bine să vezi și ce se întâmplă în altă parte. Și probabil o bursă, eu știu, o bursă, o perioadă să studiezi în afară, în altă parte decât perioada de bază, cred că ar fi bună pentru orice. Există mai multe oferte, care vi s-ar părea cea mai eficientă, să spunem? Ce înseamnă ofertă? Din partea universităților, la nivelul Uniunii Europene, aceste programe despre care o să discutăm astăzi. Nu știu, pot fi mai multe variante. De exemplu, faci 3 ani în România, te duci 2 ani pentru master în afară, sau faci toți 5 în România, te duci pentru un alt master de un an, mai mult decât primul master, cel, să spunem, normal, în afară. Sau poți să începi din liceu, există schimburi de elevi, nu? Te poți duce să faci un an sau doi într-un liceu din afară, te întorci și continui școala acasă. Eu cred că așa, dacă aș putea acum să dau un sfat copiilor mei, ceea ce nu mai este cazul, da? Aș da sfatul să se ducă un copil, dacă poate, un an, doi ani din liceu afară, și apoi să se întoarcă să studieze în România prima parte și apoi să facă eventual un master în afară. Doamna Minodora Crivetti? Și eu aș studia în România. Eu am terminat dreptul. E adevărat că în ultimii ani facultățile de drept s-au înmulțit, dar depinde de studenți să plece din facultățile, fie cele de stat, fie cele private, cu cunoștințe sau nu, pentru că, la urma urmei, liberul arbitru funcționează și acolo.
Aș profita însă de oportunitățile foarte numeroase pe care le deschide apartenența noastră la Uniunea Europeană și în special acest program Erasmus, care își păstrează noua formă, deci după votarea raportului, recenta votarea raportului Erasmus Plus, își păstrează subcomponentele, respectiv partea de Comenius, deci care se adresează învățământului gimnazial, Leonardo, Grunting, Tineret în acțiune, toate acestea rămân în continuare păstrate, deci sunt destul de multe oportunități și nu numai pentru studenți, dar este important ca tinerii din România să cunoască aceste deschideri deosebite și să utilizeze acest instrument Erasmus. Eu acum am o asistentă aici în Parlamentul European care mi-a depus mărturie în legătură cu importanța acestui program Erasmus, pe care ea a urmat un an pentru a învăța limba germană și a dat apoi un doctorat, e medic de formație și nu poate să nu compare, practic, felul în care oportunitățile pe care le avea la terminarea facultății în România, dublate, ca să zic așa, de faptul că a studiat în cadrul programului Erasmus. Eu cred că Erasmus este un lucru bun, este important să se știe despre el. Până acum au fost foarte mulți tineri din România care au utilizat acest program. Eu îi încurajez să uzeze de el în continuare, dar să se pregătească acolo unde piața europeană, pe care mi-o doresc din toată inima să putem vorbi cât de curând de o piață a muncii unitare în Europa, deci ceea ce piața aceasta caută, pentru că altfel se vorbește foarte mult despre multe calificări care nu sunt căutate pe piață. Acum se caută foarte multe calificări tehnice, ingineria, joburile în sănătate, sunt cariere importante. Dintre acestea, România are oferte importante, dar dublarea acestora cu studierea prin Erasmus este foarte binevenită. Când am întrebat unde ați studia, am întrebat România sau străinătate și nu m-am gândit neapărat la Europa. Doamnă Renate Weber, dumneavoastră unde ați studia? Acum o să vă spun că eu personal am o părere bună despre mine ca jurist, așa încât formându-mă în România, la Școala de Drept din România, evident, nu pot să mă desprind de ea, dar trebuie să spun, am studiat la o școală de drept în care se făcea carte, în care am avut profesori care veneau și dintr-o generație mai de dinainte, am avut și profesori tineri care erau foarte buni la data aceea. Știu pe de altă parte că mulți din cei care sunt astăzi, evident fiind și ei și cu studii în afară și cu abordări mult mai moderne, dacă pot spune așa, sunt foarte buni. Trebuie să recunoaștem însă că, de exemplu, dacă mă refer la drept, noi avem astăzi foarte puține facultăți care scot juriști și foarte multe facultăți care scot absolvenți de drept, cu care nu ai ce face, nu vă supărați. Și asta cred că se vede rezultatul catastrofal în toate domeniile. Eu cred că cineva care se gândește la 18-19 ani unde ar dori să studieze, și în funcție de posibilități, cât mai este și în funcție de posibilități, dar face o opțiune până la urmă chiar de viață în sensul de carieră, unde anume va dori să trăiască, să lucreze. O să spun că dacă cineva își dorește până la urmă să plece și să lucreze în Statele Unite, cred că este obligatoriu să meargă la școală acolo și nu în Europa, indiferent cât de bune ar fi universitățile pe care le-ar avea în vedere. Pentru că Statele Unite au o abordare un pic diferită în ceea ce privește studiul. Pe mine m-a ajutat foarte mult. Recunosc că perioada în care am fost în Statele Unite a însemnat un pic o schimbare de paradigmă în felul în care mă raportez la studiul dreptului. Dar în același timp, știți, îmi vine să spun așa când mă uit că în Uniunea Europeană avem crize de tot felul, da? De la economic, la social, de valori, la identitar, îmi vine să spun că două lucruri sunt niște bunuri
atât de tangibile încât foarte, foarte multă lume profită de ele. Odată este Schengenul, circulația liberă în acest spațiu Schengen, și a doua este această mobilitate a studenților. E suficientă? Eu aș spune că nu. Eu aș spune că văd cumva că viitorul Uniunii Europene depinde tocmai de acești tineri și tinere, de felul în care ei se concep și asimilează ideea, internalizează ideea de cetățenie europeană, inclusiv prin studiu. Și cred că din punctul acesta de vedere ar fi mai multe de făcut. Da, am asigurat o sumă de bani pentru ca programele să urmeze, dar n-a fost fără emoții și asta nu mi se pare normal. Faptul că până în ultima clipă au fost mari campanii de salvați Erasmus. Da, dar până la urmă rezultatul a fost mai mare decât în exercițiul actual. E firesc, e firesc. În condițiile până în care toate celelalte capitole au da, căzut. Ceea ce arată că unele decizii, chiar luate sub presiune, pot să te ducă în direcția bună, pentru că, în opinia mea, într-adevăr, investiția asta în resursele acestea umane este foarte importantă. Nu știu, pe de altă parte, sinceră să fiu, da, știu că din România au mers un grup de, mă rog, un număr de studenți. Nu știu dacă este suficient. Și aici este vorba inclusiv, într-adevăr, de campaniile de informare, de transparență, de accesul la aceste informații în universitățile care sunt cele care pot să trimită în Erasmus, pentru că să nu uităm, în opinia mea cel puțin, una din problemele majore ale sistemului nostru de educație de astăzi este și apariția peste noapte, așa ca a ciupercilor după ploaie, a unui număr de universități particulare care, în afară de faptul că sunt fabrici de făcut bani, altceva nu știu ce fac. Revenim imediat la programul Erasmus Plus. Aș vrea să dau cuvântul și domnului Liviu Hopârtean, apropo de opțiunile pe care le-ar face dacă. Bună ziua tuturor! În primul rând aș vrea ca să vă spun că am trăit jumate din viață în România, jumătate în Belgia, în statele europene. Dacă sunt întrebat ce aș face, unde aș studia sau cui aș recomanda unde să studieze, aș spune că cel mai bine este ca începutul să se facă și majoritatea studiilor se facă în limba maternă. E foarte important în condițiile în care Europa merge spre o uniformizare, spre o globalizare a tuturor lucrurilor, copiii să nu-și piardă cultura, să nu-și piardă limba, să nu-și piardă încrederea de apartenență la o entitate. Chiar dacă suntem europeni, putem să fim cei mai buni europeni, dar undeva în subconștientul nostru rămâne această apartenență culturală care e poate mai puternică ca orice. Și am văzut-o resuscitând, ieșind, înviind, dacă vreți, la foarte mulți copii care n-au avut această posibilitate când au făcut toate studiile aici, copii români vorbesc. Eu am avut șansa să fac studiile și în România și aici. Cred că școala românească ne asigură absolut tot ce vrem dacă vrem să ne dezvoltăm. Dar studiile care le faci în orice țară europeană îți permit un plus. În primul rând un plus de deschidere, un plus de cunoaștere și poate în ultimul rând o toleranță pe care noi ca mentalitate nu avem, din punctul meu de vedere. O toleranță din toate punctele de vedere. Noi suntem oameni foarte impulsivi în general și avem nevoie de această cunoaștere a celorlalți ca să putem să comunicăm ceea ce vrem să facem și ceea ce vrem să spunem. Poate în două cuvinte asta a fost ideea. Trebuie să facem studii peste tot. Eu 22 de ani am fost în învățământ, am format generații de tineri și constatarea pe care am avut-o a fost că tinerii din ziua de astăzi se maturizează mult mai greu, vorbesc intelectual, decât cei din generația mea. Ei își caută drumul nu până la 20 de ani cum o făceam noi și îl caută până la 30, poate și mai târziu. Sunt în căutarea acestei valori pe care ar vrea să o dea înapoi după ce au asimilat-o.
din ce în ce mai greu e pentru ei să facă această alegere, pentru că avem o diversitate de lucruri de unde putem să alegem și e foarte greu să-ți spui de unde iau, ce iau, unde mă duc, ca și să poți să faci ceea ce îți place. Îi invidiez pentru că au această diversitate de oportunități. Puteți să-i invidiați, dar e o mare dificultate și din ce în ce mai mulți se lovesc de această dificultate. Să faci ce-ți place, să faci ceea ce crezi că ești capabil să faci, este lucrul cel mai important. Nu pentru că ești împins de părinți, împins de societate, împins de ceilalți, sau de bani sau de altceva, nu. Să dar în același place. Timp, dacă îmi permiteți, în continuare aceste idei, eu cred că este nevoie ca cei îndreptățiți sau cei care au obligații să facă asta, să îi asiste atunci când este nevoie pe cei foarte tineri în găsirea unor cariere care să-și găsească, repet, căutare pe piața de muncă. Pentru că așa se vorbește în acest raport și știm foarte bine și noi și domnul profesor poate să confirme. Există de multe ori stereotipuri de orientare din aceasta profesională. E minunat să studiezi dreptul, psihologia, științele politice. Eu mă duc des în liceele din județul meu și acolo când întreb cine vrea să facă științe politice, văd o pădure de mâini și îi întreb, dar v-ați gândit totuși după ce faceți această facultate, care poate fi, nu-i așa, onorabilă, interesantă, unde vă duceți, ce lucrați? Nu, și le spun, meserie aveți? Ce meserie veți avea? Asta și e întrebarea spun, cea mai bună. Și de asta le spun. Ce meserie aveți? Absolvent de. Absolvent. Nu, ideea este așa, că în continuare eu cel puțin îi sfătuiesc să facă medicină, pentru că este o profesie care se caută peste tot, dar lăsând deoparte alte meserii despre care am mai vorbit la început, că ar fi căutate, este important ca să-i ajutăm, să-i asistăm. Asta se întâmplă, de pildă, în programul Garanția pentru Tineret, în care Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă din care fac parte s-a implicat, practic noi am inițiat-o. Înseamnă bani pentru ca statele membre să-și formeze corpuri de profesioniști care să acorde asistență. Să nu mai lăsăm, practic, tinerii care nu au deja o decizie profesională, care nu s-au hotărât, să se piardă. Pentru că este păcat, e vorba de capital uman, dacă putem să folosim acest termen, pe care nu ne permitem să-l pierdem. Cred că domnul Popurtân a lansat un punct foarte interesant. Cum să-ți alegi profesia. Dar depinde acum unde ai făcut școala primară. Dacă o faci în România, va fi foarte greu, pentru că în România nu se face nu se încearcă să ghideze copiii pe drumul pe care se vede că au talent, au o aplicație, au o plăcere. În altă parte, să știți că dacă văd un copil că știe bine să deseneze, îl încurajează să deseneze. Dacă știe să cânte, îl încurajează să cânte. La noi încă nu e acest lucru și cred că ar trebui făcut, pentru că, exact cum spunea, la un moment dat trebuie să știi încotro să te duci și cred că cel mai bine ar fi să te duci unde ai aptitudini, unde ai plăcere, unde ai... Bun, și partea materială poate are o importanță, dar așa ar trebui să plecăm de la clasa întâi. Între timp mi s-a alăturat și Oana Alexa, studentă la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și jurnalistă la UBB Radio, și cred că este exact momentul potrivit să întrebăm și pe ea de ce încă nu a ales să studieze în străinătate. Inițial m-am gândit și eu când am auzit despre Erasmus și despre toți prietenii mei care și studenții de la alte facultăți care au mers în astfel de mobilități, m-am gândit și eu să aplic pentru astfel de bursă. Dar apoi, studiind mai îndeaproape, mi-am dat seama că costurile care sunt implicate în acest demers sunt destul de mari și, discutând și cu alți studenți, mi-au spus că cel puțin în primele două luni, când ești plecat în țara gazdă, nu-ți primești bursa. Deci tu primești banii respectivi doar după două luni, ceea ce înseamnă că tu timp de două luni trebuie să te descurci din economiile tale. Și cred că asta e o mare problemă și asta vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Cum credeți că se pot rezolva lucrurile acestea? Deci întrebarea este deja programul acesta Erasmus Plus are în vedere și asemenea chestiuni, deci credite pentru studenți cu în condiții avantajoase, pentru primul an 12.000 de euro, pentru masterat de 2 ani 18.000 de euro. S-au gândit cei care au făcut acest, implicit noi care l-am votat, la aceste chestiuni. Mai este de asemenea și problema recunoașterii diplomelor, care ar trebui să fie automată
în momentul în care te duci cu diploma respectivă. Dacă faci un studiu complet în străinătate. Dacă faci un studiu complet. Și eu mi-am permis și am făcut chiar o mică cercetare pe Facebook și am lansat o întrebare către cei care au făcut Erasmus. Care credeți că sunt problemele? Și una dintre ele era aceasta. De asemenea, o a doua pe care au simțit-o ei mi-au spus, ar fi fost bine ca atunci când se întorc în țară să existe experiența lor să fie folosită pentru ca în felul acesta să se creeze legături mai numeroase cu între instituții, pentru ca să existe cunoaștere foarte clară a condițiilor în care se poate desfășura o astfel de activitate. Traducând eu un pic în limba română, asta înseamnă următorul lucru. Educația costă. Da? Problema e cum o plătești. Pentru că e ușor să spui 12.000, 18.000, credit, mă. Și un asta e raport, l-am votat pentru împreună. Pentru unii rămâne ușor, dar pentru alții nu, am zis, greu. E ușor să spui. Problema e că fiecare care face o opțiune se gândește, dar eu banii ăștia de unde îi voi da după aceea? Pentru că un tânăr absolvent, Erasmus fiind totuși ceva ce nu are cum să-ți asigure, e posibil, dar nu are cum să-ți asigure, să-ți garanteze accesul pe piața muncii în străinătate. Da? Deci acolo unde să zicem că un astfel de credit îl poți rambursa după un număr rezonabil de ani. În România e puțin altceva. Deci educația costă în continuare. De asta ar fi bine și apreciez foarte mult ce ați spus în legătură cu studiul limba maternă. Da, am uitat să precizez asta, dar vroiam să spun, e foarte important, cred, să faci chiar și facultatea, măcar o parte din ea, în limba ta maternă. E vorba și de termen, dar e vorba de folosirea limbii până la urmă, care cred că ne reprezintă pe fiecare în parte. Și în momentul în care sistemul tău de educație nu te îndrumă, așa cum spunea domnul Marinescu, nu te ajută să te pui în valoare cu ce ai tu bun în tine, atunci, într-adevăr, unii recurg, am văzut și la gesturi care mi se par ușor disperate. Și am avut în perioada aceasta timp astfel de situații. Tineri care nu au optat nici pentru burse din România, nici pentru burse din străinătate, s-au dus pur și simplu pe cont propriu și au plătit studiile și au constatat că nu au însă cu ce să se întrețină după aceea. Și sigur că ei trăiesc o dramă în acest moment, dar asta a fost o opțiune până la urmă. În plus, la noi, cel puțin în România, nu există sistemul, acum sau mentalitatea pe care o găsești în Statele Unite și la ăla de 6-7 ani. Creditul pentru școală este ceva absolut firesc acolo. Firesc, el știe că dacă în funcție de ce școală vrea să urmeze, va primi mai ușor un credit pentru că pe bancă o interesează să-și primească înapoi banii. Ei, asta nu există la noi, haideți să fim serioși. Noi cu sistemul bancar ne-am cam păcălit în vari feluri și cu atât mai puțin cred eu că tinerii noștri ar vrea să acceseze. Stați să vedem cât de deschise vor fi și băncile pentru așa ceva. Asta o să vedem. Erau două lucruri diferite, ce spunea domnișoara. E un exemplu tipic de birocrație, pentru că, până la urmă, din cauza aceasta, era acea întârziere de la aprobare până la... Acolo trebuie umblat. Restul, cum îți plătești studiile, depinde. Una din metode Erasmus, alta este credit, cum spunea doamna deputată, altele sunt bursele de la facultățile, de la universitățile respective sau de la universitatea de acasă, alte universități asigură și un loc de muncă. Deci sunt foarte multe, sunt diverse metode. Acum, asta este în momentul în care vrei să te duci în străinătate să înveți, îți trebuie finanțare. Asta este. Acum, da, de unde e asumarea unui risc, ori, până la urmă, așa este, sigur că da. Depinde, nu? Sunt unii care muncesc 2 ani și pleacă. Își fac economii și pleacă, alții pe care îi ajută părinții pentru că au posibilități, alții care obțin o bursă pentru că învață foarte bine, nu știu, sunt diverse metode, alții care rămân acasă și învață acasă și poate se descurcă mai bine. Chestia cu acasă ar trebui să fie primiți după ce face o specializare în străinătate,
Eu sunt mai, poate mai direct. E o problemă de piața muncii. Depinde și la ce te duci să faci specializare în afară. Dacă te duci la studii politice, iertați-mă, eu nu știu cât, ce se învață la studii politice. După părerea mea, un politician trebuie întâi să facă o meserie, să muncească, să se lovească de oameni și după aia să intre în politică. Cel care vrea să fie politician. Studii politice nu înseamnă că te faci politician. Studii politice, nu, da. Bineînțeles, da, dar ce te faci? Un advisor, un consultant? E ca și cu managementul. Trebuie să ai ceva, o formare la bază, ca să zic așa, ca să faci după aceea managementul. Dar dacă tot avem aici pe tânăra studentă, să-i mai spunem că tot în conformitate cu acest ultim raport, se creează parteneriate, alianțe ale cunoașterii, așa se cheamă, alianțe pentru competențe sectoriale, cu întreprinderi, cu firme. Asta acesta este un lucru bun, după părerea mea. De multă vreme trebuia făcut, acum, se mai face, dar acum se, pe planul s-a deschis, mai s-a deschis. O să vedem, exact, vorbim. O să vedem în mod concret cum funcționează. Eu înțeleg că, practic, se creează obligații reciproce între student și aceste întreprinderi care pot chiar să-l financeze, să-l ajute pe perioada studiilor în anumite condiții. Deci, eu cred că totuși este important să reținem următorul lucru, că de data aceasta Parlamentul European a făcut un lucru deosebit, s-a bătut, așa cum am vorbit la început, pentru ca să existe fonduri suficiente ca să fie salvat acest Erasmus și că aici, în Parlamentul European, s-a gândit și s-au pus în practică pilonii aceștia care țin de educație și care sunt cei mai importanți. Pentru că banii care se dau pentru educație nu sunt o cheltuială, ci o investiție. Asta este un lucru pe care trebuie să-l apreciem ca fiind o muncă noastră. Dacă îmi dați voie să fiu lipsită de modestie. Să nu facem totuși o confuzie. Chiar să nu înțeleagă ascultătorii că Erasmus a fost în pericol. Nu, a fost o problemă cu Erasmus, cu banii pentru anul acesta. Pentru că erau probleme cu contribuțiile, cu bugetul de fapt Uniunii pe 2013 și acolo s-a lansat acea campanie Salvați Erasmus. Restul pe 2014-2020 a fost de la început în program, să toată lumea, de exemplu, grupul popular s-a bătut foarte mult să ridice banii, deci n-a fost în pericol să nu existe Erasmus, sub nicio formă. Adică să nu creadă cineva că o instituție europeană a vrut să micșoreze fondurile sau să dispară acest program. A fost într-adevăr o problemă în septembrie anul acesta, când datorită faptului că statele membre nu au trimis contribuțiile la buget, bugetul a rămas și anul trecut a fost în acea situație. Atunci s-a lansat această campanie Salvați Erasmus. Nu pentru programul 2014-2020. Domnul Hopolian, iar ce doresc să intervină. Eu am o întrebare pentru tânăra noastră studentă. Prin experiența pe care o am, învățământul românesc și nu numai învățământul românesc, mentalitatea noastră de români, exact cum spunea și doamna, ne împinge sau vrem să împingem copiii noștri spre studii superioare, spre să facă medicina, să fie avocat, să fie indiferent ce, dar să fie sus. Eu aș merge pe o altă idee și e întrebarea mea pentru un tânăr. Poate că învățământul românesc ar trebui să plece de la bază pe ideea că munca, indiferent ce muncă, are aceeași respectabilitate. Și studiile, indiferent ce studii, au aceeași valoare. Indiferent ce studii faci. Nu e mai important să fii doctor sau avocat că instalator sau electrician. Și poate una dintre problemele pe care eu le-aș pune ar fi lucrul ăsta. Acum noi avem foarte multe proiecte pe care vrem să le băgăm pentru schimb de tineri de liceu sau de școli profesionale care să vină să vadă că meseriile care se fac aici sunt la fel de respectabile ca și cea de director de bancă sau de doctor într-o mare clinică. Astfel de programe despre care dumneavoastră povestiți deja sunt implementate. Eu am făcut parte dintr-un astfel de program când eram în liceu. Pentru o zi, noi ne-am ales ce meserie vrem să
Nu știu, ne gândeam noi așa ce meserie vrem să urmăm și organizația non-guvernamentală ne-a facilitat să mergem la locul respectiv de muncă și astfel noi am văzut cum decurge o zi din viața unui om care are un astfel de job. Eu cred că demersurile acestea sunt foarte importante și, cum ați zis dumneavoastră, trebuie să existe cât mai multe programe care încă din stadiul de școală generală să le arate copiilor și să-i, oarecum să-i îndrume, să-i facă să conștientizeze ce își doresc cu adevărat. Există această alianță europeană pentru ucenici, care a fost lansată anul acesta, care are la bază experiența din Germania și din Austria, mai ales, învățământul vocațional, dual, din aceste două state și va fi un program european în această direcție, pentru că toată lumea și-a dat seama că sunt foarte mulți care se duc către studii universitare și până la urmă rămânem fără meseriile de bază, fără forță de muncă. Eu pot să spun că eu am făcut un astfel de... am demarat un astfel de program și sper să-l dezvolt în continuare. De la Craiova acum e un grup de 21 de elevi, de tineri, că au terminat, au peste 18 ani. Colaborare cu un coleg de-al meu din Bavaria, sunt în Nuremberg și au intrat în sistemul german de stat, sistemul normal de stat de învățământ dual. Numai că aici este exact ce spunea și ce se spunea mai înainte, trebuie să ai în spate o societate. Ei sunt în sistemul normal german, care înseamnă statul plătește o parte, firma plătește o parte, IMM-urile, întreprinderile mici. E adevărat, la început firma plătește, statul plătește mai mult, firma mai puțin, până când se termină programul, firma plătește mai mult și statul deci mai puțin. Deci asta e o reglementare oficială făcută. Exact, deci... este o reglementare absolut oficială, este în sistemul german de învățământ dual și vor fi brutari, patiseri, deci fac o meserie și sunt foarte mulțumiți, chiar dacă au avut o mare dificultate, pentru că a fost o problemă cu limba germană. Acest lucru se va extinde la nivelul Uniunii. Există această garanție pentru tineri pe care tocmai asta vrea să facă. Banii nu sunt neapărat pentru cei care fac cursuri. Banii sunt pentru toți tinerii care trebuie într-o perioadă de 60 de zile, 90 de zile, depinde, în fiecare stat e o altă formă, trebuie să primească ceva, ori un loc de muncă, ori o recalificare, așa cum intră într-un program din acesta dual, ori vocațional, ori cursuri, ori, deci, se întâmplă ceva cu el pentru tine. Știți că sunt 6 miliarde la nivelul Uniunii pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. E o sumă foarte mare, mai ales că este concentrată și pe primii 2 ani, 2014-2015. Și dacă vorbim de acasă, să sperăm că vom fi în stare să utilizăm acești bani. E vorba de 2014. Cum putem populariza aceste proiecte, programe de care vorbiți dumneavoastră, ca să ajungă și la tinerii de școală generală și de liceu, care au nevoie de așa ceva. Am vorbit despre garanția pentru tineret, am fost chiar raportor. Aș vrea să spun aici, în ceea ce privește ucenicii, este deja o chestiune adoptată, a fost un amendament al meu, pe perioada de ucenicie, când este plătită, bineînțeles, aceasta să conteze pentru pensie. Poate că nu e atunci când ești ucenic și foarte tânăr, nu te gândești neapărat. Și cu toate astea, o ucenicie de un an sau doi poate să conteze, pentru că te ajută să cotizezi și să ai recunoașterea acestei perioade ca fiind muncă propriu-zisă. Deci am reușit să o trec prin Comisia de Employment și este o prevedere în vigoare. Da, curiozitatea mea era, domnul Marinescu a dat exemplul german, unde există această reglementare legală privind parteneriatul între sistemul de învățământ și întreprinderi, mediul de afaceri. Ce credeți dumneavoastră, în general vorbind, cât de interesate vor fi întreprinderile de aceste parteneriate, cu adevărat interesate, pentru că se știe, de mult s-a vorbit că sunt necesare și ține de normalitate din punctul meu de vedere pentru a asigura ocuparea forței de muncă și acoperirea, bineînțeles, cererii. Eu cred că marile societăți comerciale sunt interesate încă de pe acum. Vorbim de acasă. Pentru că nu știu multe cazuri concrete de asta. Pentru că, de exemplu, eu vă dau exemplu Fordului din Craiova, care i-a fost foarte greu să găsească muncitori calificați așa cum vroia ea.
Dacă ei ar fi avut la dispoziție un program în care era sigură că statul pune o parte și ei pun o altă parte, era bine pentru toată lumea, poate nu toți se duceau la Ford, dar o parte se duceau și în altă parte și erau calificați. Așa a trebuit să se facă în sfârșit, un ajutor regional, deci a fost o altă formă. Pentru societățile mici e mai dificil să fim cinstiți cu noi, nu trebuie să... E un lucru foarte bun, să sperăm că se va ajunge, dar o societate, un IMM-ul, atâta timp cât nu are siguranța pieței și în sfârșit, a economiei pe o perioadă de un an, doi, și alte siguranțe de legislație internă și de toate celelalte, va fi foarte greu să intre într-un asemenea sistem, chiar dacă sunt societăți care nu găsesc muncitori calificați. Dacă ne gândim la construcții, de exemplu, în România vorbesc, da? Nu găsesc oameni care să poată să facă o muncă la un nivel cât mai înalt. Deci ar avea nevoie. Dar trebuie găsite niște metode. Trebuie aplicată această garanție. Știți că avem în România, avem aproape 300 de milioane. Sunt trei regiuni în care șomajul e peste 25% în rândul tinerilor și puteam să-i folosim până la sfârșitul 2013. N-am folosit nimic. Și eu nu cred că vom folosi ceva în 2014 în modul în care se desfășoară lucrurile în acest moment. Trebuie să existe o strategie programe pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. Până la sfârșitul anului trebuia făcută. Suntem în decembrie. N-am văzut nimic. Deci depusă, domnul Marinescu. Eu am ținut legătura cu doamna ministru Câmpeanu și până în decembrie, și cu comisarul Andor ne-a spus același lucru, până în decembrie se așteaptă programele naționale pentru garanția pentru tineret. Și acestea sunt practic funcționale de-abia din 2014 încolo, pentru că abia am votat-o. Deci am presat, am atras atenția și lucrul sunt convinsă că se va întâmpla. Dar de fapt lipsa aceasta de calificare sau calificări nepotrivite este o chestiune europeană. De aceea se explică de ce la nivelul Europei sunt cam 2 milioane de joburi neocupate, pentru că nu se găsesc oameni care să lucreze în acele joburi. Și atunci de asta e nevoie de o strategie europeană, pentru ca să știi unde folosești oamenii pe care îi școlarizezi și îi educi și să nu se piardă aceste competențe care se formează totuși cu aceste în aceste noi condiții. Spuneați, domnul Hopurtean, de informare. Pentru acest subiect, pentru lipsa de oameni pentru anumite meserii, de fapt primul lucru este circulația forței de muncă liberă în Europa, că doar de asta s-a făcut, și al doilea, există un site al Uniunii Europene, al Comisiei Europene, unde se poate intra și se poate vedea ce înseamnă ca posibilitate de lucru în diverse meserii în toate statele. Este una din direcțiile acestui program de garanție pentru tine, europeană. Spuneați de informare. Da, asta poate este că aici ideea. Vine și rolul asociațiilor, în general, asociațiilor românești din diaspora. Ar fi tocmai ca să apropie aceste programe de populație. Pentru că să nu uităm, un tâmplar sau un electrician sau chiar dacă are o meserie extraordinară și nu găsește de lucru într-o regiune, el n-are acces la aceste programe pentru că nu știe cum să ajungă la ele. Poate asociațiile au acest rol. Aceste asociații din diaspora, ale românilor din diaspora, au acest rol, zic eu, să creeze podul, să creeze legătura care să dea informația necesară. Vă dau tot dreptate, pentru că eu personal, da, și eu cred că e foarte greu pentru oameni care, mă rog, au și ei problemele pe care le au, să meargă pe site-urile comisiei. Eu am văzut cum funcționează într-adevăr câteva site-uri ale românilor aflați în diferite țări și unde realmente găsești un nomenclator de meserii, îmi vine să spun, și unde anume te poți duce și unde este nevoie. Și eu cred că mai bine ar fi, eu nu sunt în general pentru un sistem centralizat, eu cred că mai bine o parte din banii pentru informare tocmai ar trebui să fie dați în drumați în așa fel încât să ajungă acolo unde sunt asociații ale oamenilor din diaspora, nu numai români, ci și alții, pentru că în felul acesta e mai aproape cumva de cel care este chiar în nevoie. Dar e adevărat că deocamdată există, nu văd. Există și agențiile județene de ocupare a forței de muncă care ar putea să facă legătura asta acasă. Ar putea să facă legătura, ei sunt obișnuiți să intre
pe programe europene și în loc să facă tot felul de cursuri pe care se duc banii pentru meserii care nu sunt cerute de nimeni și care n-au niciun fel de colaborare, nu există un studiu de piață în spatele unor astfel de cursuri, mai bine ar încerca și cu o legătură cu aceste site-uri oficiale ale Uniunii și în felul acesta există o siguranță, nu pleacă omul să-și caute singur. Cred că de multe ori se pune problema că oamenii au plecat, sunt deja într-o anumită țară, acolo se întâmplă ceva și au nevoie rapid să se reorienteze. Și atunci aici, într-adevăr, și eu cred că asociațiile diasporei trebuie sprijinite mai mult. Vă dau un exemplu aici în Belgia, de exemplu, la nivelul primăriilor, la nivelul agențiilor de muncă, există, se acumulează toate meseriile care sunt deficitare într-o anumită zonă, iar primăria periodic publică pe aceste site-uri ce meserii sunt deficitare. Toate școlile care formează profesional oameni, de exemplu, românii n-au avut până acum acces la piața de muncă belgiană, dar pe meserii deficitare, cum spun ei, au putut să meargă. Problema este că veneau fără nicio meserie. Statul belgian a pus la dispoziție cursuri, am făcut cursuri cu peste 1500 de persoane, de români de aici, pe diferite meserii, cursuri care au dus la sfârșitul lor să aibă un loc de muncă calificat într-o societate sau chiar la nivelul primăriilor Bruxellesului și din Belgia. Toate aceste situații despre care am vorbit până acum se încearcă a fi ameliorate prin programul Erasmus Plus. Aș vrea să vă rog pe dumneavoastră, pe eurodeputați, să punctați așa pe scurt, din punctul dumneavoastră de vedere, punctele tari și punctele slabe ale viitorului program Erasmus Plus, care intră în vigoare în 2014. Dacă vreți, o să încep eu. Plusurile sunt legate de faptul că este Erasmus Plus. Asta înseamnă că se adresează și altora decât studenților și acelor categorii de elevi despre care am vorbit la început, deci pe subprograme. Se adresează și adulților. O altă chestiune pozitivă este că extinde domeniile în care se pot folosi banii pe sport, de pildă. Deci trece și în alte tipuri de activități decât cele care erau în continuare. V-am spus deja despre ajutoarele despre care este vorba în acordare de credite. Sunt vizați 2 milioane de studenți și în general 4 milioane de oameni. Acestea sunt estimările acestui raport. Se adresează de asemenea voluntarilor. Iarăși o chestiune pe care România nu o prea cunoaște. Este o instituție, dacă pot să-i spun așa, mai nouă. Cei tineri s-au implicat destul de mult și cred că este un lucru pozitiv. Probabil că vor fi și chestiuni negative. Eu văd partea bună a lucrurilor. Constat, de pildă, citeam ieri într-un ziar britanic faptul că tinerii sunt foarte deschiși la ideea de mobilitate și de a veni cât mai mulți tineri din alte țări, apropo de discursurile care apar în ultima vreme, mai ales din această parte, împotriva românilor și bulgarilor. Deci tinerii sunt pentru deschiderea Marii Britanii către colegii și prietenilor din estul Uniunii Europene. La aceasta cu siguranță a contribuit și educația, pentru că în felul acesta deschiderea porților a însemnat în cadrul acestui program Erasmus, de care eu aici am niște date că ar fi beneficiat circa 3 milioane de români, de tineri români. Asta este ceea ce eu am aici. Poate că nu s-a vorbit... 3 milioane de studenți de când s-a făcut. Toată Europa. Ai noștri în jur de 15.000, scuzați-mă, da, asta a fost. Deci, 3 milioane, totuși... Eu am niște cifre de 40.000, da? 40.000. Sunt mulți care au beneficiat, asta este clar, mai mulți decât știm noi. Și atunci chestiunea aceasta probabil că are drept efect și deschidere culturală, schimburi din acestea între minți tinere, care sunt importante. Și atunci eu aș încuraja foarte mult pe cei ce ne ascultă să beneficieze de acestea, să aplice pentru așa ceva, pentru că sunt oportunități pe care integrarea, aderarea României la Uniunea Europeană le-a creat tinerilor români. Doamna Renate Weber?
Știți la ce mă gândesc? Eu mă gândesc că acest program, de fapt, ar trebui să ne aducă o altfel de, într-adevăr, de deschidere, mai ales a tinerilor care studiază în străinătate, și revin un pic și la ce discutam înainte. Cum îi aduci înapoi pe piața muncii din România pe cei care studiază în străinătate. De-a lungul timpului s-au încercat tot felul de programe pentru expat, da? Pentru expatriați, deci studiază în străinătate și vin acasă. Mai ales erau astfel de obligații în domeniul administrației, aproape era și o obligație. Dar acolo să știți că există probleme la un moment dat, pentru că cineva care este format în întregime afară apare ca un corp străin când vine la tine acasă și nu știe care e realitatea cu care trebuie să lucreze. De-aia, într-adevăr, o combinație de studiu acasă și o instruire, așa cum oferă Erasmusul, pentru că asta este de fapt frumusețea lui. Faptul că te trimite, ai posibilitatea să mergi pentru o perioadă de timp, să te deschizi, să vezi cum sunt lucrurile în altă parte și după aceea, într-un mod creativ, să vii să aplici la tine acasă. Iar acum, într-adevăr, posibilitatea aceasta de a nu face asta numai cât ești student, ci și după aceea, cred că și ăsta este un lucru care ar putea să ne ajute. Vom vedea însă până la urmă. Până la urmă, de fapt, poate partea cea mai importantă este într-adevăr chestiunea aceea, a avea întreprinderile și statul împreună în acest efort de calificare a unei forțe de muncă, de formare a oamenilor de care ai nevoie, dar aici trebuie să existe acest parteneriat. Da. Eu sunt convinsă că în România o să fie interes în sensul ăsta. Din păcate, ne apropiem de final. Vă rog pe dumneavoastră, domnul Marian Jean Marinescu, să spuneți scurt plusul plus este minus. Că există. Nu, orice program care finanțează educația este, după părerea mea, trebuie bine privit, bine primit, bine trebuie apreciat, deci nu văd ce ar putea să existe, să fie minus. Rest, astfel de mici lucruri ca birocrații, ca, eu știu, o perioadă de 2 luni, chestiile astea trebuie să reglate prin modul de aplicare, de implementare al programului. Și, pe de altă parte, cred eu că fie el și Erasmus, fie el deschis la toată lumea, cred că tocmai pentru a avea o finalitate, adică a se duce pe piața muncii, cred că ar trebui introduse niște reguli care prin care să se intre în programul Erasmus pe baza unui studiu de piață. Se cer aceste specialități, noi finanțăm cu prioritate prin Erasmus aceste specialități pentru că se cer pe piața muncii. Bineînțeles că nu poți să expuzi pe toată lumea, dar ar trebui să fie o astfel de regulă și atunci o să vedeți că cei care ies nu mai spun că nu mai n-au loc de muncă. Se duc direct acolo unde e nevoie. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la discuție. Au fost aici alături de mine doamna Minodora Clivetti din partea Socialiștilor și Democraților Europeni, doamna Renate Weber din partea grupului ALDE, domnul Marian Jean Marinescu din partea Popularilor Europeni și din partea cetățenilor domnul Liviu Hopătean, președintele Artis, Casa de Cultură Belgo-Română, și Oana Alexa, studentă, gazda dumneavoastră Luana Pleșa. Dezbaterea Euronet Plus pe tema Studiul în străinătate, organizată de Radio România Internațional, partea Societății Române de radiodifuziune, continuă imediat în limba engleză și va fi moderată de colegul meu, Brian Maguire. Numai bine, mulțumesc! Tot cu noi!